Putem începe? Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media. Subiectul prezentei conferințe de presă vizează problema râului Nistru, implicit cauzată de complexul hidroenergetic nistrean, ce are deja un efect dăunător atât asupra calității apei din Moldova, cât și asupra întregului ecosistem al fluviului. De asemenea, mă voi referi și la runda a treia de negocieri între autoritățile noastre și cele ucrainene, despre rezultatele căreia, spre regret, nu s-a comunicat în spațiul public nici până astăzi. În luna mai curent a fost prezentat un studiu privind impactul social și de mediu al complexului hidroenergetic nistrean asupra râului Nistru. Acest studiu a fost comandat de către PNUD Moldova și elaborat de o echipă de experți independenți la inițiativa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din anul 2018 cu sprijinul Suediei. Acest studiu a costat partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova mai mult de jumătate de milion de dolari, scopul lui fiind de a ajuta autoritățile moldovenești în negocierile cu partea ucraineană, prezentând argumentele juridice asupra impactului cauzat de acest complex. În septembrie, această lucrare științifică a fost pe larg popularizată atât de către autori, dar și de parteneri, iar la finalul lunii octombrie urma să se desfășoare o nouă rundă de negocieri dintre părți. De fapt, runda a treia anterior au avut loc alte două runde de negocieri. Pe data de 28-29 octombrie, aceste negocieri au avut loc. Însă, vreau să întreb cetățenii Republicii Moldova dacă ei cunosc sau au fost informați despre rezultatele obținute. A organizat Ministerul Mediului o conferință de presă după acea de-a treia rundă de negocieri? A spus Ministerul de Resort publicului larg despre noile provocări apărute și cum au de gând autoritățile noastre să le depășească? Când vorbim despre râul Nistru, problemele se referă nu doar la ecosistemul său, ci și la aspectele sociale, ce vizează în primul rând calitatea apei potabile, dar și activitatea agenților economici, până la depopulare masivă, dacă vreți. Din păcate, constat că doar pentru a pune o bifă, Ministerul Mediului a considerat că este suficient să placeze pe site-ul instituției un link care duce la o serie de acte, note informative, agende ale celor două zile de negocieri și atât. Dar vreau să vă spun că nu toată lumea este specialist în acest domeniu. Iar presa, în mare parte, are nevoie de explicații suplimentare privind actele aferente, cum ar fi, de exemplu, protocolul celei de-a treia întruniri cu anexele sale, cât și rezultatele obținute în cadrul întrevederii sau acele de-a treia runde de negocieri. Și la acest aspect vreau să mă opresc un pic ca să vorbesc despre acest protocol semnat de ambele părți, un protocol în care avem partea moldovenească semnată de secretarul de stat al ministerului și partea ucrainească, la fel cu semnăturile sale. Dar pe site-ul ministerului, din păcate, nu poate fi găsit acest protocol, din punctul meu de vedere, este unul important, pentru că aici se vorbește despre mersul lucrărilor, mersul negocierilor, ce s-a constatat, ce s-a stabilit, ce alte noi elemente, ce alte noi provocări au apărut. Acest protocol, personal, am găsit întâmplător și nu este bine, pentru că, din păcate, presa Republicii Moldova, așa cum am spus anterior, ea nefiind informată despre rezultatele rundei a treia, pentru că nu a avut loc o conferință de presă în care Ministerul de Resort, Ministerul Mediului, nou creat, să vorbească despre ce s-a vorbit, ce s-a stabilit, ce concluzii s-au făcut, ce note informative au fost aduse, ce experți au fost ascultați, cât de bine a fost pregătită partea moldovenească în negocieri, pentru că vorbim și despre acel studiu științific. Am o întrebare cu privire la acest acord
Și aici aș vrea, evident, specialiștii din cadrul grupului de lucru să ne răspundă, pentru că noi, fiind neinițiați în domeniu, am vrea să înțelegem ce reprezintă, de fapt, acest protocol al rundei a treia de negocieri. Reprezintă luare că partea ucraineană a găsit o modalitate de a tergiversa aprobarea regulilor de exploatare a complexului hidroenergetic? Noi vrem un răspuns la această întrebare, pentru că din ceea ce vedem noi din protocol, este din nou o anulare a ceea ce a stabilit în primul proces verbal grupul de lucru. De asemenea, în acest protocol nu este clar care sunt concluziile grupului juridic, pentru că există și un grup juridic aferent unei părți și părții ucrainene. Care sunt concluziile grupului juridic? Am vrea să cunoaștem. În acest sens, de asemenea, vreau să aduc în atenția presei și despre anexa numărul 2 la acest protocol, care provoacă, mie personal mi-a provocat o serie de întrebări și neclarități. Fără o comunicare publică, care în mod normal ar fi trebuit să se desfășoare în urma acestei noi întruniri, în societate apar foarte multe semne de întrebare și care este greu de obținut răspunsuri, și acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple, ținând cont de faptul că în august, odată cu investirea noului guvern, a fost creat și un minister dedicat aspectelor de mediu. În acest context, remarc faptul că săptămâna trecută a apărut o investigație jurnalistică în care se stipulează o serie de circumstanțe îngrijorătoare privind problema râului Nistru, și anume că pentru vecinul Ucrainei, Republica Moldova, care se află în aval de Nistru, beneficiile acestei centrale hidroelectrice și ale celorlalte construcții ale complexului hidroenergetic nistrean sunt altele, iar acțiunile guvernului ucrainean față de acest proiect cheie energetic național sunt secrete, netransparente și uneori înșelătoare. Este citat din investigație. De asemenea, investigația mai prezintă că, în ciuda declarațiilor companiei de stat ucrainene, Ukrhidroenergo, care are în gestiune centrala, pe teritoriul Ucrainei au loc, de fapt, activități de lărgire a albei în Amonte, care împreună cu finalizarea celui de-al patrulea generator vor contribui la reducerea debitului Nistrului și la intensificarea poluării fluviului, punând în pericol alimentarea cu apă potabilă a Moldovei, a Republicii Moldova și a regiunii Odessa din sud-vestul Ucrainei. Dovadă că aceste lucrări de lărgire a albei se desfășoară este prezentate în aceste imagini care acum se derulează pe ecran, care au fost captate de curând în timp real cu apariția materialului jurnalistic. Materialele foto și video, cât și imaginele de pe Google Earth, arată că Ukrhidroenergo lucrează în prezent la lărgirea albei Nistrului pe teritoriul său, pe segmentul dintre Novodnistrovsk și granița Moldovei, nefiind clar dacă au anunțat autoritățile noastre, autoritățile moldovenești. Astfel, cu referire la investigația jurnalistică, parvin o serie de întrebări, și anume, care este poziția autorităților noastre privind aceste lucrări și dacă ele au fost convenite de comun acord cu partea ucraineană? Dacă ai noștri cunosc ce se întâmplă în aval? Dacă nu, a semnalat Ministerul Mediului către omologii săi aceste încălcări ale protocolului semnat la întrunirea din 28-29 octombrie, prin care părțile se vor informa reciproc cu privire la diverse acțiuni sub aspectul râului Nistru, în conformitate cu Convenția de la ESPU, pe care ambele țări au ratificat-o, Ucraina este obligată să evalueze impactul asupra mediului, notificând și consultând vecinii săi cu privire la toate
proiectele majore, chiar și la faza incipientă, care ar putea să aibă un impact negativ semnificativ asupra mediului peste granițe. De asemenea, conform unor informații la care am avut acces, recent partea ucraineană a solicitat de la omologii săi moldoveni continuarea procesului de negociere care să reglementeze drepturile de proprietate a părților propusă pentru data de 10-11 noiembrie, adică astăzi și mâine trebuia să aibă loc. Însă autoritățile noastre au solicitat contramandarea consultărilor nominalizate pentru o altă perioadă. Sub acest aspect derivă mai multe neclarități și anume, de ce a apărut necesitatea expusă de partea ucraineană privind continuarea negocierilor și dacă ele au legătură cu lucrările ce în prezent se desfășoară în aval pe partea ucraineană, pe teritoriul ucrainean. Dacă este vorba despre aceste lucrări, de ce autoritățile noastre nu au dat curs acestor invitații ai omologilor săi? De ce, conform răspunsului remis părții ucrainene, autoritățile noastre încă nu au o opinie consolidată, nici până în prezent, privind actualizarea informațiilor din lista obiectivelor nerecunoscute din Ucraina, incluse în pachetul pentru continuarea negocierilor privind recunoașterea drepturilor de proprietate. Va fi informată societatea sub acest aspect sau din nou totul se va desfășura în regim secret și netransparent cum a fost până acum și insist asupra acestei a treia runde de negocieri. Ori, astfel, Ucrhidroenergo este ajutat enorm de pasivitatea continuă a guvernului moldovenesc față de problemele semnalate, lăsând la latitudine aceste companii de stat ucrainene lucrările de lărgire a Albiei în amont, care produc un impact asupra debitului râului Nistru. Din punctul nostru de vedere, autoritățile moldovenești ar fi trebuit deja să reacționeze în acest sens în urma acestei publicații jurnalistice. Tăcerea Ministerului de Resort al Republicii Moldova creează confuzii și neclarități privind procesul de negociere. Iar dacă este să ne amintim de anul 2018, când a fost organizată o serie de proteste ale societății civile la care am participat mai mulți, ele vizau inclusiv și modul de desfășurare a dialogului din prima etapă, când a fost constituit grupul de lucru moldo-ucrainean. În prezent, Ministerul Mediului din Republica Moldova insistă că acest complex hidroenergetic nistrean nu are niciun impact asupra debitului Nistrului, deși, în calitate de activist civic, în anul 2018, poziția actuală a Ministrului Mediului se deosebea de cea din prezent. Menționez aici că, atunci când va fi finalizată centrala hidroelectrică de acumulare, aceasta va cuprinde 7 unități hidraulice și ar propulsa-o ca cea mai mare centrală din Europa de astfel de gen și a 6-a ca mărime din lume. Ce se va întâmpla atunci cu râul Nistru dacă, la jumătatea sa de implementare a acestui proiect, centrala are deja un efect extrem de dăunător atât asupra calității apei din Moldova, cât și asupra întregului habitat format din flora și fauna sa. Pe această cale, platforma DA solicită următoarele lucruri de la Ministerul Mediului. 1. Să organizeze o conferință de presă prin care să informeze publicul larg privind rezultatele obținute în cea de-a treia rundă de negocieri, din 28-29 octombrie curent. Să ia atitudine cu privire la lucrările de lărgire a Albiei fluviului în amont și să solicite explicații de la partea ucraineană privind aceste acțiuni cu informarea ulterioară a societății. 3. Să facă uz de toate instrumentele disponibile în negocierea cu omologii săi ucraineni, ghidându-se primordial de interesul cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult! Să aveți o zi bună în continuare!